Bună ziua, dragi clujeni, sunt Eugen Olariu, sunteți la Cluj Live. Dacă v-ați săturat de politică, ar fi bine totuși să vedeți și alt fel de emisiuni. Tocmai de aceea l-am invitat astăzi pe Sergiu Man, curator al Asociației Fine Art, și îi mulțumim pentru participare. Cultura este foarte importantă în viața noastră de zi cu zi, de aceea să lăsăm pentru cel puțin câteva zeci de minute deoparte partea aceasta de politică și să vorbim despre cultură. Bine ai venit la noi în studio! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru oportunitate și sper să fie o discuție constructivă care, bineînțeles, să relaxeze publicul și să o găsească și cât de cât folositoare. Păi, cum am spus, cultura este destul de importantă în viața noastră de zi cu zi, tocmai de aceea am zis să vorbim despre cultură și nu despre politică. Politică și fotbal face și se pricepe toată lumea. Și cam asta încercăm să facem prin asociație, să aducem cultura mai aproape de oameni, mai aproape de public, în primul rând. Dacă ai spus mai aproape de oameni, cum percep clujenii actele culturale? Cum îi simți de partea cealaltă a baricadei? Cred că există câteva nuclee foarte bine formate care au oarecum legătură fie cu domeniul scolastic. Dacă vorbim de studenți, am sesizat faptul că cel puțin la expozițiile studenților sau expozițiile de grup ale studenților și cele organizate prin universități și într-un cadru academic, publicul majoritar este format în principiu din studenți, își oferă suport reciproc, ceea ce e bine de observat și am constatat faptul că studenții oarecum, cel puțin cei care expun și cei care fac artă, caută oarecum să evadeze din prezent și din cotidian prin arta lor și inclusiv prin prezența lor la aceste evenimente. Deoarece e o oportunitate foarte bună să îți lași oarecum inhibițiile deoparte și să simți oarecum prin lentila și prin viziunea altuia. Prin lentile suntem doi ochelariști în emisiune, deci prin lentilele noastre depinde acum de dioptrii. Putem spune în cazul acesta că avem un public educat în Cluj-Napoca și în județul Cluj în special. Ce ne poți spune despre Asociația Fine Art? Asociația Fine Art este proaspăt ieșită pe piață, dacă pot să spun așa, este proaspăt înființată. Asociația e o idee mai veche, pe care am pus-o la oaltă alături de soții Giovanna și Eugen Moț. Noi colaborăm încă din anul 2020 prin Galeria Cluj Art, care treptat s-a transformat în Asociația Fine Art. Ce ne propunem prin această asociație? În primul rând, dorim să facem evenimente cultural-artistice care nu se rezumă strict la o simplă expoziție de artă, ci ne dorim oarecum să oferim o experiență completă publicului, adică nu doar o experiență vizuală prin intermediul contactului cu operele de artă, ci și o experiență intrasenzorială, o experiență auditivă, gustativă, de ce nu? Deoarece în cadrul evenimentelor noastre avem și momente muzicale, avem și degustări de vin, avem și, să zic, experiențe cognitive, deoarece o parte dintre artiștii cu care noi colaborăm vin în cadrul evenimentelor și învață publicul să pună în aplicare tehnicile de lucru cu care ei sunt familiarizați. Practic, încercăm să educăm publicul și să îl aducem mult mai aproape de ceea ce facem noi și, bineînțeles, mai aproape de artă. De la ce vârstă ar trebui să înceapă această educație culturală? Cât de devreme? Eu personal organizez ateliere de acuarelă de cel puțin 2 ani și publicul care participă la atelierele mele de acuarelă variază între 8 ani până pe la 50-60 de ani și toți sunt la fel de receptivi și îmi place acest fapt. Cu cât publicul tânăr devine mult mai conștient de faptul că arta se manifestă în jurul nostru și este oarecum o necesitate interioară pentru fiecare dintre noi, cu atât ne putem aștepta ca publicul viitor să devină cât mai educat și să fie cât mai interesat de aceste proiecte culturale. Să înțeleg că aș putea de la fotografie să trec și eu spre pictură, spre acuarela. Din punctul meu de vedere, Deci da. nu ar fi o limită de vârstă dacă ai spus că sunt persoane care și la 50 și de ani încep această tehnică, să-i spunem așa, sau artă. Eu sunt ferm convins că oricine este capabil să producă artă atâta timp cât vrea. Pentru că în spatele orice
oricărei opere de artă se află multe ore de muncă, de studiu și de simțire. Acum, partea cu simțirea o ai sau nu o ai, dar, mă rog, fiecare simțim oricum altfel și asta se relevă până la urmă și prin lucrările de artă ale fiecărui artist în parte. Spuneai că ideea de a forma această asociație a început în 2020, alături de familia Moț. Vreau să te întreb cât de mult a afectat pandemia, lumea culturală și ideea, interzicerea de a ieși în oraș, de a participa la expoziții, la întâlniri. Până la urmă, arta e o formă de comunicare. Atâta timp cât comunicarea nu există sau există anumite piedici în acest proces de comunicare, e imposibil ca arta până la urmă să își atingă scopul de a transmite un mesaj, o emoție. Atâta timp cât privitorul nu poate să interacționeze fizic cu arta, această relație e practic inexistentă și atunci, bineînțeles, că această, mă rog, situație care a început în anul 2020 și s-a perpetuat până în 2021 a cauzat un oarecare colaps în această lume a artei, din care ne-am revenit ușor, ușor, însă am constatat faptul că trebuie să ieșim nu doar în acest colaps, ci și oarecum din zona Clujului. Am căutat să ne extindem proiectele expoziționale și în afara Clujului și cam aceasta este misiunea, practic, a asociației în punctul de față. Organizăm evenimente culturale atât în interior cât și în exteriorul orașului. Vom vorbi despre proiectele din exteriorul orașului, dar aș avea o întrebare primordială. Are Clujul suficiente spații expoziționale? Din punctul meu de vedere, nu, însă depinde pentru cine. Pentru că dacă vorbim, de exemplu, din perspectiva tinerilor artiști care sunt în curs de formare, majoritatea vor spune că nu găsesc suficient spațiu, ori nu au la dispoziție resursele necesare pentru a intra în spațiile respective. Ar trebui ca statul să subvenționeze aceste, să spunem, închirieri de spații pentru tinerii artiști, astfel încât să poată fi mult mai popularizați? Cu siguranță, în contextul în care singurele spații publice, mă rog, sunt Muzeul de Artă și alte două, trei spații anexe, dar până la urmă constat și mi se aduce la cunoștință constant faptul că există oarecare frustrare la nivelul tinerilor artiști, că nu au această oportunitate de a expune având un suport financiar venit din partea autorităților. Și aici nu vorbim doar de autoritățile locale, ci și de autoritățile naționale, pentru că finanțarea culturii, vedem, sunt sume foarte, foarte mici. Bine, acum totul se raportează și chiar derizorii, putem spune, nesemnificative de-a dreptul vis-a-vis de ceea ce se de cât ar fi necesarul. Și dacă ai în alte țări, de exemplu, se pompează, să spunem așa, sume colosale în cultură, în spații expoziționale, ceea ce înseamnă foarte mult pentru educația oamenilor. Dacă ai un popor prost, se vede în momentul în care se merge la vot. Am observat, am avut o discuție pe tema la ce se uită tinerii în autobuz. Dacă am urmărit telefoanele tinerilor, cred că din 10 autobuze, dacă sunt două persoane care citesc o carte, restul tot stau pe filmulețe de scurtmetraj realizate de tot felul de indivizi care nu au nicio treabă cu arta, cu cultura. Și aici vreau să spun că ar trebui totuși crearea unor spații de expunere și la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Revenind la partea cu proiectele externe din afara municipiului, unde aveți și ce fel de proiecte? Cel mai recent proiect, vernisajul salonului de vară Summer Vibes 3.0, a avut loc la Castelul Corvinilor în Hunedoara. Este, mă rog, în ultimele 6 luni este al patrulea mare proiect pe care l-am avut în cadrul Castelului Corvinilor. Începând cu luna decembrie anului trecut, am avut câteva expoziții de anvergură, adică peste 50 de artiști expozanți din toată țara. La momentul respectiv, în decembrie, am organizat salonul de iarnă
iar, mă rog, în cadrul fiecărui salon noi încercăm să reprezentăm cât mai bine anotimpul și să oferim artiștilor o temă care să facă apel oarecum la simțirile interioare ale fiecăruia, în așa fel încât perspectiva artistică a fiecărui artist, mesajul pe care fiecare artist îl concepe, să poată să fie expus în cele mai bune condiții. Ce ne dorim, de fapt, prin asociație este, bineînțeles, să organizăm evenimente expoziționale, însă ne dorim să le organizăm în spații oarecum atipice, în spații cu o încărcătură culturală sau istorică, după caz extraordinară, în spații mai aproape de public, spații tranzitate de public, cum, de exemplu, este Castelul Corbinilor. Exact. Un alt exemplu este Castelul Bruckenthal de la Vrig, unde am avut deja 3 evenimente pe parcursul ultimelor 6 luni. Și un alt eveniment a fost Forumul Monarhiștilor din Polonia, unde am dus o suită de lucrări cu o subtemă regală. În Polonia a avut loc expoziția, ca să înțeleagă și telespectatorii. Cum au primit oficialitățile poloneze această inițiativă voastră? De vreme ce o parte dintre lucrări au rămas în Polonia, considerăm că a fost bine primită. Au rămas în sensul că au fost achiziționate de personajele care au vizitat expoziția. Da, și unele au fost inclusiv donate, deoarece au, cum să spun, mesajul transmis lucrărilor a reverberat foarte mult cu cei prezenți, de exemplu, descendenții familiei imperiale de Habsburg. Una dintre lucrările expuse a fost portretul ultimului împărat al Imperiului Habsburgic, Carol I, și acesta a fost oferit descendentului familiei imperiale de Habsburg. Ceea ce a fost un lucru foarte bun și totodată sufletește l-a atins, cel puțin consider eu că. Sperăm și noi. Se poate trăi din artă? Depinde. Pentru că vedem anumiți artiști bine promovați, vând picturi la sume colosale. Dar cine, putem spune, casele de licitații stabilesc prețul sau artistul în sine? Numele, ce vinde? Numele, arta? Aici este o întrebare mai atipică la asta. Și mai... Acum, să revenim la prima întrebare, dacă se poate trăi din artă, depinde direcția în care arta se îndreaptă. Pentru că, mă rog, un artist poate să producă lucrări de artă pe care să le vândă, dar poate să producă comenzi, practic să creeze după rigorile cumpărătorului. Majoritatea artiștilor care trăiesc, mă rog, care se ocupă de comenzi, au venituri constante. Cei care produc oarecum după propriul crez artistic, într-adevăr, se depind oarecum de aceste case de licitații, depind de expoziții unde arta lor poate intra în contact cu un posibil cumpărător. Până la urmă, cota este stabilită de succesul artistului pe piață. Cu cât vinde mai mult, cu atât cota lui va crește. Deci e o reacție în lanț, am putea să spunem. Este un melanj dintre numele artistului, respectiv de viziunea casei oarecum. Și bineînțeles, fiecare galerie, fiecare casă are o altă cotă pe care și-o atribuie atunci când comercializează lucrările. Deci acest aspect poate să influențeze prețul final al lucrării. Aici depinde de fiecare artist și de fiecare colaborator în parte. Clujul are o pepinieră senzațională din punct de vedere artistic. Cum ai cataloga-o din perspectiva unui curator? Am ocazia să lucrez cu foarte mulți studenți, foarte mulți tineri care se formează, în special în cadrul Universității de Artă și Design, în special în cadrul Departamentului de Pictură. Am sesizat, în cazul majorității, că, exact așa cum am menționat înainte, ei caută oarecum să scape de limitele și de ceea ce este impus
din exterior, ceea ce este prezent și ceea ce este greu de digerat. Tinerii nu se simt neapărat oarecum conformi cu ceea ce se caută sau se vrea de la ei. Și atunci majoritatea scapă prin artă. Majoritatea explorează spațiul visului, spațiul oniric. Am tot întâlnit această formulă de-a lungul activității mele, unde limita oarecum dintre realitate și imaginar este fluidă. Acum, din nou, pepiniera, exact așa cum ați menționat dumneavoastră, este în continuă creștere și mă bucur să constat că calitatea lucrărilor este constantă și fiecare tânăr are un mesaj artistic foarte bine concretizat. Am întâlnit tineri care se inspiră din nedreptățile istoriei. Recent am vernisat o expoziție în care un tânăr încerca să facă apel la memoria strămoșilor, la acel sentiment de dezrădăcinare pe care l-au resimțit cei, de exemplu, din zona Nistrului, care au fost deportați în perioada de după cel de-al doilea război mondial. Am întâlnit tineri care, simțind tocmai faptul că nu aparțin culturii sau nu aparțin timpurilor noastre, evadau prin amintiri. În căldura copilăriei făceau apel la motive, la familie, la figurile calde, precum cele ale bunicilor. Deci, da, tinerii caută să scape, de fapt, prin artă de ceea ce se întâmplă în prezent, ceea ce, mă rog, ar trebui oarecum să ne pună un semn de întrebare. Acest semn de întrebare vine cu o altă întrebare din partea mea. Consider că mass media susține actul cultural suficient de mult încât să existe o încercare de a educa publicul? Nu, pentru că rare ori văd presa în cadrul vernisajelor de artă. De ce? Pentru că nu face rating, nu face vizualizări? Cred că asta e o întrebare mai bine plasată pentru cineva din spatele presei. Dar cum o vezi din perspectiva omului de artă? Una, când îți vine un singur fotograf sau doi reporteri la o expoziție de artă sau un cameraman și una când vezi la o conferință de presă pe politic sau pe administrație unde sunt zeci de reporteri. Ca să fiu sincer, nu-mi dau seama de ce nu ar putea o asemenea informație să fie diseminată publicului cu la fel de multă rapiditate sau eficiență ca o conferință de presă, de exemplu, în care se discută de teme politice. Dar, din nou, am constatat de-a lungul timpului că mult prea puțin jurnaliști se întorc înspre evenimentele de artă din Cluj. Nu pot să-mi dau seama de ce, deoarece tematicile sunt diverse, diferite, cu siguranță ele pot... De la pictură până la muzică, la teatru și... Nu mai există jurnaliști specializați pe cultură? Mai există. Am întâlnit câțiva, însă, fiind extraordinar de puțini, iar diversitatea și cantitatea evenimentelor din Cluj este în continuă creștere, nu, din punctul meu de vedere nu fac față. Tocmai din cauza faptului că nu ne având suficient colegi de breaslă care să acorde o importanță similară, ei trebuie să facă față la această situație. Să revenim la finanțare. Consider că ar fi o oportunitate finanțarea prin fonduri europene? Sau crezi că este prea mare birocrația pentru a putea ajunge la astfel de finanțări? Greu. Da. Ne-am pus pe gânduri. Da. Cred că merită cel puțin o șansă. Acum, din perspectiva finanțării unor proiecte culturale prin fonduri europene, fiind o emisiune înregistrată, cred că pot să stau puțin să te gândești. Să cuget asupra întrebării, pentru că, sincer, nu am foarte multă experiență cu domeniul fondurilor europene, vă zic sincer. Bun, ar trebui specialiști care să vă ajute pe voi artiști. Cu siguranță. Să vă ajute să puteți accesa fonduri europene care sunt la dispoziție, doar că apelează primăriile, apelează consiliile județene, apelează guvernul. Dar voi ca artiști ar trebui să aveți oarecum o consultanță din partea unor specialiști, nu? Eu așa aș vedea.
Cu siguranță, majoritatea tinerilor artiști, de exemplu, accedă în proiecte de tip Erasmus și acolo avem resurse informaționale suficiente ca să ne putem da seama ce presupune. Până la urmă, sunt proiecte menite să, ca un artist să-și definitiveze oarecum călătoria și să-și definitiveze, să-și pună la punct oarecum gustul și viziunea artistică. Și în același fel consider că aceste fonduri ar putea să ajute și partea materială până la urmă de concretizarea unui proiect artistic. Pentru că, m-am spus, nu există suficiente spații sau sunt prea scumpe pentru a putea expune operele de artă. În același timp, artiștii, cei care nu au reușit să-și facă un nume, și e foarte greu să-ți faci un nume încă de pe băncile școlii, mai ales în partea de pictură, ar trebui oarecum ajutați și astfel încât fondurile acestea să îi ajute doar cât să poată să-și expună lucrările, cel puțin pentru început. Și asta ar trebui să fie un dialog între administrațiile locale și asociațiile din domeniu. Acum, artiștii, într-o oarecare măsură, depind și de curator, de cei care pot să pună oarecum arta în scenă. Un artist poate să strălucească de la sine sau în contrast cu alții asemenea lui. O să revin puțin și la ceea ce facem prin asociație. De exemplu, în iarnă am făcut o expoziție de artă la Cota 2000, în hotelul de gheață de la Bâlealac. Da. Acolo am pus în scenă o serie de lucrări în jurul conceptului de între aparență și esență, mă rog, aparența unui hotel de gheață care pare un castel impunător care, de fapt, la venirea verii se va topi, va fi practic inexistent. Am dus cele 10 lucrări de artă la Cota 2000, toate fiind oarecum selectate în jurul tematicii și în așa fel încât să se potrivească cât mai bine în spațiul respectiv. Pentru decorarea unui hotel de gheață. Exact. Un hotel de gheață cu vizitatori, firește. Câteva lucrări chiar au fost achiziționate, deoarece vizitatorii au și-au simțit, dorit exact, au simțit o anumită conexiune. O apropiere. Da, da, și până la urmă și o amintire din această experiență. Deci da, e un întreg ecosistem între artist, între galerie, între spațiu și între reprezentanții tuturor. Ce înseamnă un curator pentru telespectatori? Pentru că multă lume nu înțelege care este rolul unui curator în actul artistic. În funcție de omul pe care îl veți întreba, probabil veți primi un răspuns diferit. Din punctul meu de vedere, curatorul trebuie să faciliteze comunicarea dintre artă, artist și public. Trebuie să fie practic un intermediar pentru cele trei. Trebuie să ajute artistul să își expună arta, dar în același timp trebuie să ajute publicul să înțeleagă ceea ce vede, să poată distinge ce transmite mesajul. Exact. Artistul. Exact. La nivelul Clujului, despre câți curatori putem vorbi? Există? Există, dar nu pot să-i numesc pe toți, însă există. Credeți-mă, urmăriți evenimentele de artă din Cluj, de exemplu cele de la, oare pot să dau nume cu subiect ridicat? Nu avem o restricție din acest punct de vedere. Centrul de interes, Cosmic House, La Cav și așa mai departe. Sunt suficienți curatori, avem suficiente concepte și suficiente viziuni în așa fel încât ca publicul să găsească ceva cu care să poată reverbera. Când care ar fi cele mai mari valori plătite sau cele mai mari sume plătite pentru lucrările artiștilor clujeni? Aici, deci nu dețin informații. Așa, la vedere, în sensul că lumea ar vrea să știe între ce sume se vehiculează pe acest palier. Sunt confidențiale oarecum? Nu sunt confidențiale, deoarece sumele plătite, cel puțin în cadrul caselor de licitații, sunt publice. Însă nu vreau să fac afirmații fără acoperire. Exact. Zi-mi, te rog frumos, care sunt viitoarele proiecte ale Asociației Fine Art?
Să le descriem puțin așa pe final de emisiune. Sigur. Asociația a plecat cu tocmai de la această idee de a facilita accesul publicului la arte, de a ajuta artistul să se pună în valoare. De aceea nu ne rezumăm doar la strict la galerii de artă. Avem câteva spații în Cluj pe lângă sediul asociației unde expunem, de exemplu The Club, acolo unde acum o lună și jumătate am expus artistul moldovean Ion Carchelan. Am expus și în cadrul Episcopiei Greco-Catolice, am expus pe Ioan Brătiloveanu și urmează să continuăm colaborarea, în primul rând, cu Castelul Corvinilor prin directorul Sorin Tincu. Vom face o altă expoziție de grup pe parcursul lunii iunie, care se află deocamdată în faza de conceptualizare, respectiv o expoziție personală a lui Ion Brătiloveanu, vom duce acuarelele sale care fac oarecum apel tot la nostalgia trecutului și la căldura pe care oamenii o resimt atunci când se refugiază în ceea ce a fost și nu în ceea ce este. Și dorim să continuăm, printre altele, să facilităm accesul artiștilor, inclusiv la Asociația Fine Art, sprijină, printre altele, inclusiv cauza și Casa Regală a României. Am participat la mai multe evenimente alături de Majestatea sa Custodele Coroanei Margareta, Târgul de Crăciun de la Săvârșin, Seara Palatului Elisabeta și o parte dintre lucrările membrilor asociației au ajuns în patrimoniul Casei Regale. Vom continua să sprijinim această cauză și, bineînțeles, vom căuta noi spații în care să putem expune, noi spații cu deschidere la public. M-ai făcut să zâmbesc, pentru că un nou spațiu este la răscruci, sub ordinea Consiliului Județean. Ați luat legătura cu cei de la Consiliul Județean? Este proaspăt renovat, a fost inaugurat Castelul Banfi de la Răscruci. Da, am fost... Pardon, Racoții. Eu așa, din câte țin minte, este Castelul Racoții de la Răscruci. Am aflat, însă pe moment încercăm să ieșim oarecum puțin, să ne continuăm oarecum periplul în afara Clujului, tocmai pentru a facilita oarecum accesul artiștilor de pe întreg teritoriul României. Încercăm să ajutăm cât mai mulți artiști să expună și asta ne ajută oarecum și să ne creștem oarecum această rețea de parteneri care rând pe rând oarecum au devenit mai degrabă prieteni, pentru că toți am trecut de faza în care discutăm doar la nivel de profesional, de parteneriat și oarecum toți înțeleg ceea ce încercăm noi să facem. Și de exemplu acum 3 săptămâni am avut un vernisaj într-un loc cu totul atipic, o fostă hală industrială devenită fabrică de mobilă, Montana 77, Atipic Lounge, acolo unde am vernisat o expoziție cu tematica cafelei și cam tot ce înglobează cafeaua. Practic este un promotor al relațiilor interumane. Și românii sunt băutori de cafea. Exact, exact, exact. Și chiar acolo oarecum mi s-a reconfirmat că toți colaboratorii noștri treptat devin mai degrabă prietenii noștri și atunci avem o altă deschidere atunci când propunem un nou eveniment sau o nouă expoziție în cadrul spațiilor lor. Cum pot ajunge artiștii la voi? Voi luați legătura cu artiștii sau din vorbă în vorbă se ajunge să... Noi facem open call-uri pentru fiecare expoziție, rugăm pentru cei interesați pot să viziteze paginile de social media ale asociației, Galeria Cluj Art, respectiv site-ul asociației fineart.org. Că mai avem doar un minut din emisiune și nici nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. Care ar fi mesajul tău pentru publicul clujan și publicul în general de iubitori de artă? Să caute și sper convins că o să fie mulțumit de ce o să găsească. Să caute? Să caute evenimente, să caute frumosul și să caute ceea ce simt ei că le lipsește. L-am avut în emisiune pe Sergiu Man, curator al Asociației Fine Art. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă doresc tuturor o zi minunată.